În cadrul județului Neamț am înțeles că s-au dus mulți medici, au făcut cerere pentru intrare de prelungire de contract. Ceea ce nu împiedică medicii să nu acorde servicii medicale. Trebuie văzut și motivul pentru care medicii din întreaga țară nu au cerut prelungirea contractului cadru. Aș pune o întrebare retorică. Dacă vi se pare normal ca 3.500 de angajați ai casei de sănătate să beneficieze de 3% din fondul de sănătate ca și venituri, iar 23.000 de medici și cadre medicale să beneficieze de 5,8% din fondul de sănătate. Banii aceștia sunt din banii asiguraților. Nu știm de ce anții acordă o sumă atât de mare pentru salariații lor, iar pentru furnizorii de servicii medicale care acordă efectiv servicii medicale asiguraților, nu vor să îi plătească corespunzător. Și se mai miră de ce nu au medici, nu au cadre medicale. Vom vedea reacția guvernanților. Așadar, deci pacienții în județul Neamț care se prezintă de azi la cabinete beneficiază de rețete, de consultații? Depinde de fiecare medic în parte, de modul cum înțelege să își protejeze veniturile viitoare. Trebuie avut în vedere că inflația este destul de mare, toate facturile au crescut, toate facturile sunt calculate în euro. Euro a crescut la cel mai mare nivel. Deci în funcție de fiecare medic, cum își socotește venitul și facturile, va lua decizia corespunzătoare.